ultimele preparative, cocul, câteva urme de ventuză pe spate, probabil de la recuperare. Da. Oricum, certamente e un sportiv iubit, asta e clar, nu trece neobservat. Nu, nu. Așa cum spuneam, toate detaliile, după cum vedeți, paiete colorate, un echipament de gladiator. Da, gladiator din secolul ăsta. Da. Inclusiv felul cum a plecat în luptă, ai văzut? El n-a venit de la mijlocul ringului. Da. De ce să sară fulgii. La propriu. Eu mă duc pe pat înainte. Până în alta... Bun, bine să mișcă amândoi. Da, e un start de meci echilibrat între cei doi. Edwin cu siguranță favorit și prin reacțiile publicului. Oh, frumoasă directă. Frumoasă directă și lovitură de întoarcere. Stă bine și în gardă. Da, toate, sau aproape toate loviturile adversarului au mers în gardă. Da. Și pe contră lovește. Blocaj la frontală. Da, frumos, au fost câteva frumos low kick-uri care l-au lovit însă. Da. Pe coapsa piciorului stâng. Vedem însă cum se încheie această primă rundă, din care au mai rămas 30 de secunde. Poate un plus avantaj la capitolul impresie artistică pentru Edwin Petrea. Și tehnic. Punctat, cred că a punctat mai mult. Dar altfel, replica lui Gianni Melitanu, dublu campion național. Nu e nici el de aici de acolo, ultimele 10 secunde ale rundei întâi. O rundă inaugurală în care și-a respectat blazonul Edwin Petrea. Frumos. Viitorul sună bine. Da, și cât de repede a venit la colțul lui, da. Cât de repede s-a conformat. Fără disciplină nu se face nimic. Și pe de altă parte, înțelege încă de la vârsta asta că marketingul e important. Un astfel de produs cum e Edwin Petrea poate fi foarte ușor de vândut, pentru că băiatul e foarte simpatic, e jovial, e și foarte talentat înainte de toate. Da. Muncă, se pare că muncește. Exact, ori capitalismul secolului ăstuia cere. Să vedem însă care va fi apoteoticul final al acestui prim meci la categoria VKU sau WKU. Un arbitru însă foarte mult îi cere să vină de la mijloc. Da. Bine lovit, un mid kick acolo. Foarte bun. Sunt câteva serii bune pe care le reușește în vreme ce adversarul său. Și acum au fost... Bine și în defensivă. Stă foarte bine și în gardă, stă bine în gardă, blochează loviturile de picior. Și acum a lovit, totuși la 40 de kilograme să-l dai pe spate înseamnă destul de mult. Înseamnă, da. Încă o dată o serie de două care intră. Repriza a doua, de asemenea. Foarte bună tehnică de brațe. Exact. Foarte bună tehnică de brațe. Da, o viteză de reacție foarte bună pentru Edwin Petrea. Stă foarte bine în gardă, așa cum spunea. E așteaptă, e răbdător. Da. Se mișcă bine.
foarte, foarte bine a pivotat. Foarte bine și eschiva, urmată de un low kick apoi. Bun puștiu. Da. Ultimele 15 secunde. 10 secunde acum. E repriza secundă pentru Edwin Petrea. Se încheie runda a doua. Bucuria noastră este să constatăm maturitatea cu care cei doi și da, tehnica pe care ei o stăpânesc foarte bine la această vârstă. Foarte bun nivel, mai ales cu un plus pentru Petrea. Și complet, și ofensiv, și defensiv, stă bine în gardă. Da, l-am așteptat noi ceva mai mult, dar... A meritat așteptarea. Să recunoaștem că, într-un fel sau altul, ne-a satisfăcut foarte așteptarea. Foarte bun, foarte bun. Este ploieștean, antrenat de Florentin Petrea. Deschide seria partidelor, meciurilor pentru centura VKU. WKU, așa cum spuneam de mai multe ori. Vor urma însă partide din ce în ce mai interesante. Ultima rundă dintre Edwin Petrea și Gianni Meliteanu. Am aproape. Nu fac pasă înapoi, Gianni. În exterior nu mai rău ca. Așa, foarte bine. Urmărește bărbia. Ce serie are? Așa, foarte bun. Bine, bă! Lovește și Meliteanu, dar destul de rar. Uite acum un low kick care practic l-a înduit. Da, l-a înduit de la genunchi. Da. Încă o dată, în același loc. Un low kick exact. Frumoase și eschivele. Bine! Puține lucruri de făcut pentru dublu campion național, pentru Gianni Meliteanu. La felul în care se mișcă campionul mondial. Florin Boboc supărat, dar nu cred că în momentul ăsta mai poate face ceva elevul său. Ne apropiem de ultimele 30 de secunde ale confruntării. Foarte sigur pe el. Să vede experiența. Oh, frumos! Se ține bine și din punct de vedere fizic, pentru că n-a slăbit ritmul loc. Absolut deloc. Aceeași cadență ca în prima repriză. Cât de curat e meciul ăsta. Cât de exact. Când amândoi au un nivel tehnic ridicat. Ultimele 10 secunde acum. Nu slăbește nicio clipă. Frumos, frumos, iese în eschivă bine. Frumos. E o victorie frumoasă a lui Edwin Petrea. Și parcă cel mai intens val de aplauze da, de până acum. Da, da. La 13 ani. Adică să primești statutul ăsta de... Foarte bun nivel. Da, MVP. Ambii copii. Da. Plus pentru Petrea, care e, într-adevăr, în altă ligă. Da, și prezența lui aici crește nivelul competiției, pentru că... Așa e. L-am văzut de la cântarul oficial, puștul s-a dat naibii. Simpatic, așa cum spuneam. Da. El este Edwin Petrea. Foarte bun. Foarte bun. Și centura parcă e mai consistentă.